Tradiționala manifestare cultural-științifică Memorialul Radu Flora, inaugurată duminică 2 septembrie la Satul Nou, localitatea de naștere a celui mai important om de știință român de la noi, și-a încheiat lucrările la Zrenjanin prin simpozionul internațional pe care Societatea de Limba Română din Voivodina îl organizează în mod tradițional pe data de 5 septembrie, ziua de naștere a celui mai important savant român de pe meleagurile noastre. Organizată la acest aniversar, în anul în care Societatea de Limba Română din Voivodina marchează 50 de ani de activitate și 90 de ani de la nașterea regretatului profesor universitar Radu Flora, principalul fondator al acestei instituții, ediția a 21-a a memorialului a purtat amprenta activității desfășurate de marele savant român, de colaboratorii și urmașii nobile activități a Societății de Limba Română, cărora le-au fost decernate și premii de excelență, respectiv diplome de merit. La Zrenjanin, participanții la reuniune, sosiți din țară și sănătate, au fost onorați și de oficialitățile orașului, la fel cum și ei au cinstit memoria marelui savant român și au depus gerbe de flori și pe cripta lui Radu Flora și la bustul din alea personalităților ilustre din Parcul Caragiorge. La primăria orașului Zrenjanin, delegația Societății de Limba Română și a participanților din străinătate sosiți la memorial, au fost primiți de Cedomir Ianici, primar adunct al orașului Zrenjanin. Radu Flora je bio građanin Zrenjanina, radio je, velik doprinos je dao i rumunskoj i srpskoj kulturi, a žive je ovdje kod nas i svake godine u ovo vreme na dan njegovog rođenja održava se ova sad već tradicionalna konferencija rumunskog kulturnog društva. La bustul din alea personalităților ilustre din Parcul Caragiorge din Zrenjanin, cunune și gerbe de flori au pus Societatea de Limba Română din Voivodina, membrii familiei Flora, reprezentanții orașului Zrenjanin și oaspeți din străinătate, colaboratori și prieteni ai regretatului savant. Ediția de anul acesta a tradiționalei manifestări cultural-științifice internaționale, ca de obicei, s-a desfășurat sub unaltele auspicii ale Guvernului Voivodinei, iar începând din acest an, organizatorii s-au bucurat și de sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României. Despre personalitatea lui Radu Flora s-a vorbit, se vorbește și se va vorbi și de aici înainte, însă, cu toate acestea, nu va fi de ajuns. A fost o personalitate complexă a culturii atât a românilor de aici din Serbia, cât și a românilor de pretutindeni. Din păcate, doamna secretar de stat, Natalia Intotero, de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, nu a putut fi astăzi, nu a putut să ajungă să fie astăzi alături de noi pentru a marca festiv și prin prezența dumneaei această reuniune internațională de mare amploare. Așa că îmi revine deosebită plăcere să vă felicit atât organizatorii cât și pe dumneavoastră cei prezenți pentru menținerea vie a amintirii unuia dintre titanii culturii românești și să vă spun că ne revine tuturor datoria ca această manifestare și opera și amintirea celui care a fost și care este încă atât de viu printre noi, Radu Flora, să fie menținută în continuare de-a lungul veacurilor. Totodată, pe lângă ajutorul acordat la organizare de autoritățile guvernării locale din Zrenjanin și filiala Zrenjanin a Băncii Voivodinene, respectiv de Căminul Cultural din Satul Nou,
Ajutorul la organizarea memorialului a acordat și Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia, precum și Institutul pentru Cultură al Românilor din Voivodina. Departamentul pentru Cultură de pe lângă Consiliul Național sprijină această manifestare în fiecare an și ea este pusă în rândul manifestărilor de importanță deosebită pentru minoritatea noastră de pe meleagurile acestea. Spre deosebire de satul nou, localitatea natală a regretatului profesor Mesdar, unde a fost organizat un colocviu științific, la Zrenjanin a avut loc lucrările tradiționalului simpozion internațional. Pentru această reuniune, mai mulți oameni de știință și cultură din țară și de peste hotare au pregătit comunicări, care de care mai interesante, prezentate de personalități marcante, de specialiști, lingviști, istorici, cercetători renumiți, sosiți și din țara mamă și care, după cum s-a exprimat plastic un participant, au pătruns cu flori de recunoștință în area comunității românești, inspirate de opera renumitului Radu Flora. Acordăm o diplomă de excelență. Senatul a dat un articol unic pentru domnul Lucian Marina, președintele Societății de Limba Română din Voivodina, pentru contribuții excepționale în promovarea culturii românești prin presă și prin acțiuni științifice și literare de anvergură. Semnează rectorul Ramona Lile și președintele Consiliului Academic Lizica Mihuț. Vă felicităm pentru ceea ce faceți pentru relațiile culturale româno-sârbe și pentru promovarea culturii românești în acest mediu. În mod special, subliniem faptul că, la fel ca și la satul nou, unde premii de excelență pentru contribuția enormă adusă la înfăptuirea dezideratelor nobile, vizând ocrotirea patrimoniului cultural și identitar al românilor din Serbia, au fost decernate profesoarei Ileana Magda, publicistul Lucian Marina și renumitului om de cultură Victor Mihailov. Premii și diplome au fost înmânate și la Zrenjanin celor mai meritoși membri ai Societății de Limba Română. Printre aceștia s-au găsit Liviu Stăpădat, membru fondator al primei filiale SLR, apoi magistru Viorel Flora, unul dintre cei mai activi membri ai filialei Zrenjanin a Societății de Limba Română, și Ionel Stoiț, membru fidel și actualmente secretar al Societății de Limba Română. Premiul de excelență au primit și Ioan Baba, Sima Petrovici, dr. Roman Ioanovici, profesor universitar dr. Lizica Mihuț, etc., etc. După cum s-a relevat, cu prilejul semicentenarului, premiul de excelență a fost acordat și altor membri ai Societății de Limba Română pentru contribuția la păstrarea limbii materne și cultivarea limbii române literare, și anume profesor dr. Treilă Spăriosu, profesor Olimpia Pancălician, profesor Adam Ogrin, Slavko Almăjan, Felicia Maria Munteanu, etc. Actualmente este tot un moment oportun de a evoca viața și opera marelui scriitor și profesor savant, având în vedere scurgerea timpului și scăderea puterilor noastre creative, precum și că trebuie încercată o nouă evaluare, stăvilind fluxul uitării lui Radu Flora. Radu Flora s-a găsit printre inițiatorii mișcării literare de după cea de-a doua conflagrație mondială, mai întâi în postura de secretar al Cercului Literar Lumina, înființat la Coștei în anul 1946, astăzi Cercul Lumina Honoris Causa. S-a găsit și printre membrii redacției Libertății Literare, din care s-a născut Lumina ulterior, după un an de zile, în 1947, și întreaga viață care a fost dedicată scrisului,
pe întreg parcursul vieții sale a fost unul din cei mai apropiați colaboratori ai revistei, unul dintre exegeții căruia niciodată nu i s-a uscat stiloul în timpul vieții, fiind o perioadă de timp și redactor responsabil sau răspunzător, cum îi plăcea să spună lui Vasile Vasco Popa, în anul 1950. În acel an, Radu Flora a redactat 12 numere de Lumina. Lumina a avut perioade strălucite când a apărut Lunar, care au fost tipărite în 10 volume. Așadar, din totalul de 544 de numere câte au apărut până astăzi, inclusiv acest număr 2, pe anul 2012, Radu Flora, în 1950, un singur an a fost redactor, șef și responsabil al revistei Lumina, a realizat 10 numere. Din totalul de 45 de volume publicate în timpul vieții de Radu Flora, numărătoarea a fost făcută în baza compendiului biobibliografic apărut în colecția Lumina în 1997. 21 de volume a lui Radu Flora sunt volume literare, 15 scrieri în volume sunt scrieri exegetice și 9 sunt antologii. Ar fi fost un travaliu enorm de a vorbi despre toate cele și mai ales despre faptul că, după cum spunea Lucian Marina astăzi, Radu Flora a intrat în bibliografii străine, este inclus în aproximativ 15 bibliografii renumite, dar legat de Lumina, a publicat Școala Logodnicilor, comedie în 5 acte, în anul 1953. A publicat Capcana, roman, care a primit premiul întâi la concursul Lumina în anul 1978. Iar apoi Capcanele, poveste romanească, colecția revistei Lumina, 1986. Alte scrieri legate strict de această revistă au fost pentru o ortografie și fonetică rațională, care a apărut ca un extras din Lumina 1955, iar în rândul antologiilor se numără din lirica clasicilor români, apărut la Casa de Editură Lumina în anul 1953. Astăzi, Casa de Editură se numește Casa de Presă și Editură Libertatea, sub egida căreia apare și revista. Deoarece este în fază de elaborare un dicționar bilingv sârbo-român, la care eu lucrez și sunt coordonatorul proiectului, în faza de redactare tehnică a dicționarului am ajuns la o constatare foarte interesantă. Este vorba despre structura etimologică a lexemelor care încep cu litera F în limba sârbă. În dicționar am făcut o selecție destul de liberă a cuvintelor care încep cu această literă, astfel că am trecut pe listă exact 699 de cuvinte și construcții sintagmatice ale cuvintelor care au inițiala F. Comparând lista de cuvinte dată în cel mai recent dicționar al limbii sârbe, editat de Matița Sârbska în anul 2007, și dicționarul de cuvinte străine al autorilor Ivan Klein și Milan Șipka, în ediția Casei de Editură Prometei din Novi Sad, o lucrare lexicografică de amploare și redactată cu mare minuțiozitate de cei doi lingviști, și consultând cele două dicționare, am ajuns la concluzia că lista de cuvinte care încep cu litera F este aproape identică în cele două dicționare. Deci atât în dicționarul limbii sârbe standard, cât și în dicționarul de
cuvinte străine din limba sârbă figurează aceleași cuvinte. La o analiză mai detaliată a structurii etimologice a cuvintelor trecute în dicționar, am ajuns la o constatare deosebit de interesantă. Niciun cuvânt din dicționarul editat la Matița Sârbska cu inițiala F nu lipsește din lista dată de dicționarul de cuvinte străine. Aceasta ne-a făcut să ajungem la concluzia că în limba sârbă contemporană nu există cuvinte de origine slavă care să înceapă cu litera amintită. Am cercetat etimologia fiecărui cuvânt din cele 699 de cuvinte pe care le-am trecut în dicționarul nostru și am ajuns la concluzia că cele mai numeroase cuvinte de bază și cu cele mai multe derivate sunt cuvintele de origine latină. Doresc aici să subliniez că am considerat de proveniență din limba latină și cuvintele pe care Klein și Shipka, autorii dicționarului de cuvinte străine, le-au menționat ca de proveniență din franceză sau italiană, dar care sunt în esență și în acele limbi tot de origine latină. Țin să salut prezența domnului atașat cultural și îl asigurăm că vom face tot ce depinde de noi ca asociație culturală din imediata vecinătate a Voivodinei să sprijinim spiritualitatea românească din această zonă a Serbiei, din această vecinătate imediată a țării noastre, să facem tot ceea ce putem pentru a ne menține unitatea națională, spiritualitatea și sentimentul permanent treaz și viu că facem parte din aceeași nație și suntem cu toții români. Lucru cu care trebuie să ne mândrim, așa cum antemergătorul nostru de geniu, Radu Flora, a făcut la vremea lui și pe care nu trebuie să-l uităm. Și va trebui să facem nu doar cu aniversări sau comemorări la anumite perioade, ci ar trebui permanent să menținem vie amintirea, să-i continuăm activitatea și opera prin fapte, prin scrieri, prin tot ceea ce putem face în domeniul menținerii spiritualității românești, în toate zonele, pentru a dovedi, în special Europei, dar nu numai, că neamul românesc nu este doar, așa cum pare la prima vedere, un fel de loc de gâlceavă, cum fac politicienii noștri. Poate, prin cultură, să dovedim că putem mai mult și suntem mai importanți pe acest glob pentru dezvoltarea civilizației. Critici literari afirmă că Aurora Rotariu Planianin descoperă poezia pretutindeni în spațiul domestic, în obiceiurile oamenilor, în străzile orașului, în gesturile bunicului, în simțirea apei. Iar în antologia de autor, Terra Lemnului, o carte bilingvă româno-sârbă, se vede că toată creația literară a autoarei, a Aurorei Rotariu, de fapt se catalizează și emoțiile și sentimentele legate de fondul de trăiri specifice matricei satului, cu tradițiile familiei patriarhale, în care bunicii păstrează arhetipurile arii etnografice, dar și înțelesurile vieții în care s-a format nepoata. Dar să auzim cum de fapt sună când interpretează o poezie autoarea. Podurile de pe Bega. Mai treci oare cândva așa, plejer, tăcut și fericit, pe acel pod de pietoni ce ne ducea la infinit? Un infinit de gânduri, de purură pulsare, cu o liniște tăcută și tocmai pentru noi născut între pământ și zare. Eu trec din când în când, de la un mal la celălalt, pe un singur pod ce-mi leagă podul greu cu ușuratul salt. Parcă alerg spre o singură chemare, ce să mai caut pe podul Begăi
spânzurat între pământ și zare. Și încă o poezie recent publicată în revista de cultură și literatură Lumina. Odată sau niciodată. Sunt sigură că voi fi anchetată. Acum, cândva sau niciodată. Aici, undeva sau nicăieri. Singurul fapt flagrant, mărturisesc, ar fi fost de a-mi proba vocea, strigându-mi ecoul îndepărtat înapoi. Dreptatea este asasinată pe strada eroilor necunoscuți. Este dezastru și am frică în formă și chip de dosare construite. Dreptatea zace în clișeele tribunalelor, tot căutându-se singură pe sine, prin legi și soarte omenești, arhivate în temnițele vieții, mi-a răspuns ecoul. Dar cine este această doamnă impecabilă și cum să-i alături gratiile imense fără să fie anchetată odată sau niciodată? E imposibil să schimbi cursul fără a te consuma insistent odată sau niciodată? Responsabilitatea îți este menită. Dunărea în poezii, Danube în poem, Antologie internațională a poeților danubieni. Această carte, apariția ei este în urma unui proiect de la Asociația Culturală Constantin Brâncuș din Timișoara, la care au participat și 15 poeți de la Liga Scriitorilor Filiala Timișoara, unde au scris poeți din 6 țări. Ineditul este că apare în limba română, în limba lor maternă, traduse toate poeziile în limba engleză. Avem o introducere a doamnei Carmen Stadelhofer, coordonatoarea proiectului. Avem un cântec pe note al unei poete, Florica Bruțiu, care se numește Rapsodie Dunăreană. Și avem un istoric despre Dunărea care leagă țările europene a profesorului Ionel Cionchin. Această carte a fost lansată și la Ulm în cadrul celui de-al doilea proiect al Asociației Culturale Constantin Brâncuș. Se va lansa în Timișoara în sâmbăta din 15 septembrie 2012 la Asociația Culturală Constantin Brâncuș, la cenaclul respectiv și la Liga Scriitorilor. Ineditul acestei cărți este faptul că poeții au notat poeziile lor despre și numai despre Dunăre, despre amintirile lor petrecute mai de mult sau mai apoi, scrise în schimb toate între luna noiembrie 2011 și luna mai 2012. Pe lângă cărțile și publicațiile lansate, participanții la simpozion au admirat și cele prezentate în cadrul celor 4 expoziții organizate ocazional cu documente din Arhiva Societății de Limba Română, și anume despre primul simpozion organizat de Societatea de Limba Română în îndepărtatul anul 1971, apoi documente, hărți și fotografii despre românitatea în Balcani, precum și unele lucrări din atelierul pictorului academic Viorel Flora. Daniela Barbulo Popo a pregătit o comunicare din domeniul designului pe tema motive specifice ale folclorului românesc aplicate pe vestimentația modernă, iar din domeniul artelor și designului, Goran Ilievici de la Facultatea de Arte Plastice și Design din Timișoara a prezentat o comunicare interesantă, prezentând totodată și expoziția Mobilier Funcțional. Toate acestea au fost ansamblate de expoziția pregătită de istoricul Constantin Gomboș, care de data aceasta a prezentat personalitatea renumitului Guinness Man, maestrul Ștefan Popa Popas din Timișoara, un academician bănățean al caricaturii. Deosebit de interesante au fost și comunicările prezentate de Cristina Ivanovici, profesor universitar, dr. Constantin Falcă și dr. Mircea Măran.
Încununate cu cele atașate, comunicările prezentate au contribuit ca simpozionul internațional să fie deosebit de reușit, deoarece s-au prezentat comunicări interesante și evocări despre trecutul bogat, frumos ca o